protestul la care ne-am adunat sâmbătă în piața universității. Suntem iarăși împreună pentru a arăta că unioniștii nu cedează și pentru a arăta că unirea este un ideal pentru care noi suntem dispuși să venim, dacă e nevoie, zi de zi și în fața președintelui Republicii Moldova și în fața președintelui României, pentru că i-am văzut pe acei tineri de la Chișinău care aveau bătături, care nu mai puteau de oboseală, care au venit de la Chișinău spre țară, pentru că aici în țară toată lumea le zice moldovenii nu vor. Ei au venit 1000 de tineri spre România pentru că a arăta că basarabenii vor și că sămânța românească de peste Prut nu a murit și nu o să moară în veci. În luna iulie, ei au dorit să transmită mesajul lor președintelui României. Președintele României s-a eschivat, președintele României la momentul respectiv a fugit de responsabilitate. A fost ca un cartof fierbinte pentru domnia sa și a vrut să plece, a zis că pleacă la Bruxelles, până la urmă s-a dus la Sibiu. Cum au fost primiți frații noștri de la Chișinău știm cu toții. Au fost lăsați să stea pe podea. Am văzut ieri un eveniment organizat cu diaspora în care aparent erau scaune, dar pentru orice, ca să nu mai fie probleme, noi am venit cu scaunele pregătiți deja. Să începem dialogul. Am fost foarte revoltat eu și sunt convins că și voi în luna iulie, când a fost așa o bătaie de joc din partea Cancelariei Prezidențiale. Am răbdat doar pentru promisiunea că vom începe să facem lucruri concrete. Am răbdat doar pentru promisiunea că ni s-a promis o întâlnire în august și septembrie. Acea întâlnire n-a avut loc. Am emis o scrisoare deschisă și abia în luna decembrie, pe 21 decembrie, după ce am lansat un ultim apel către președintele Iohannis, am putut să avem o primă întâlnire la administrația prezidențială. Noi toți, ca cea mai reprezentativă organizație din România și Republica Moldova, care militează pentru un viitor comun al celor două state. Asta este o bătaie de joc și cea mai mare bătaie de joc este că după 21 decembrie ni s-a promis niște lucruri concrete, ni s-a promis că o să organizăm întâlniri lunare la Cotroceni pe subiectul reunirii, ni s-a promis un consilier prezidențial care în momentul ăsta lipsește și nimeni de la Cotroceni nu știe cine ar trebui să dialogueze cu noi, ni s-a promis decorarea președintelui Nicolae Timofti și multe, multe altele. Trebuia să ne mai întâlnim o dată în ianuarie și nu ne-am întâlnit. Am văzut cu toții declarația președintelui de săptămâna trecută de la dezbaterea organizată de Inițiativa România. Băgăm de seamă că sunt două societăți civile. Una oficială, respectabilă la papion, care nu pune probleme, nu pune întrebări și nu ridică întrebarea ce face președintele Iohannis în acest mandat, totuși concret. Unu, două lucruri concrete să le vedem și noi. Și, pe de altă parte, societatea civilă din stradă, care a ieșit de fiecare dată și numai noi știm câte meeting-uri s-au făcut la Chișinău. Ultimul mare meeting pentru unire la Chișinău a strâns 30.000 de oameni. E nevoie ca toți acei oameni să vină în față la Palatul Cotroceni ca să ne audă președintele? Nu cred. Astăzi încă cerem pentru ultima oară dialogul. La fel cum am anunțat sâmbătă, am venit cu scaunele de acasă, așteptăm dialogul și dacă dialogul nu vine, o să venim noi și nu mai plecăm de aici. Dacă e nevoie, stăm aici zi și noapte, lângă o statuie mult mai simbolică decât
În momentul ăsta e Palatul Cotroceni. Lângă statuia eroilor noștri, pe care scrie foarte frumos, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria pe câmpurile de luptă pentru întregirea neamului. Acțiunii 2012 prezenți aici în seara asta, nu suntem doar noi unioniștii de aici care spun acest lucru, e scris pe statui, am învățat în cărțile de istorie și nu o să ne împiedicăm de câțiva funcționari care nu știu că ei primesc un salariu din banii noștri și din jertfa celor care și-au dat viața pentru întregirea neamului. Mai avem în momentul ăsta un al doilea stat românesc care suferă. Și e momentul ca președinția să fie curajoasă. E nevoie în momentul ăsta ca președinția de fapt să fie. Pentru că nu este.